și când să ajute. Mergem mai departe să vedem săgetătorii mai au de făcut reglări karmice, ce li se impune și lor și ce acțiuni sunt încurajate. Da, săgetătorii sunt destul de prinși în tot ceea ce înseamnă stabilitate financiară, de unde ei sunt de obicei foarte dornici să aibă o libertate mai mare decât stabilitatea. De data aceasta lucrurile cumva se inversează și își doresc să ajungă în punctul în care să nu mai aibă grija zilei de mâine sau să aibă o sursă sau mai multe surse de venit stabile care să le permită apoi să-și exercite dorința aceasta de a fi liber. Deci va fi de data aceasta cumva, lucrurile vor fi cumva inversate și până la urmă este important pentru că ei vor acumula în acest an, vor acumula resurse care să le permită ulterior și să călătorească și să studieze și să învețe lucruri noi și să vadă alte lumi practic pe care și le doresc. Dar urmează o perioadă în care vor trebui să își asume cumva ceea ce au de făcut, să depună efort în direcția aceasta a stabilității financiare și vor primi și foarte mult ajutor în această direcție, deci nu sunt lăsați singuri. Destinul chiar îi ajută să-și cumva liniștească această zonă, mai ales că nu a fost ușor pentru ei. De când îl au pe Pluton pe casa a doua, au trecut prin niște sinusoide financiare greu de stăpânit, care cumva i-au destabilizat, dar Saturn vine și îi ajută să nu mai simtă aceste fluctuații atât de puternic. În același timp, Jupiterul acela din casa 12 îi întoarce cumva spre sine, spre sufletul lor și le dă un sprijin divin extraordinar pe care săgetătorii, care de obicei sunt destul de raționali, încep să-l simtă, ca și cum o mână divină îi ocrotește și îi împinge către lucrurile benefice pe care le au de făcut. Este posibil ca unii săgetători să fi trecut prin ceva probleme, cu Martea acela în casa 12-a, dar Jupiter a venit și i-a scos din situațiile dificile și va continua să-i scoată din situațiile dificile și când vor simți că au ajuns la capătul răbdării sau la capătul resurselor, Jupiter va veni și îi va scoate de acolo cu o șansă extraordinară. Da, nu mai are atâta forță acest Marte în casa dușmăniilor, pentru că Jupiter vine cu forță și spune orice șicane ai face, eu vin și vin cu forță, cu optimism, exact. Și nu mai tulbur. Dar o altă zonă ar fi, după părerea mea, interesant de abordat pentru ei. Practic, săgetătorii au cam descoperit cauzele tuturor lucrurilor cu ceea ce a fost anul trecut și acum încep să devină, au rămas oarecum preocupați să tot descopere, chiar dacă acum nu vor mai fi probleme, pentru că nu mai e presiunea aceea, probleme tot timpul sunt, dar nu vor mai fi cu asemenea greutate, dar au rămas de fapt interesați să descopere ce se întâmplă, de ce se întâmplă, care este misiunea, care sunt scopurile importante pe care le au. Iarăși foarte relevant este faptul că anii trecuți au apărut schimbări de fond în relația cu cei din jur și mă refer aici la oameni de încredere care poate au devenit nu neapărat dușmani, dar n-au mai fost de încredere. Sau invers, oameni care nu erau neapărat în prima linie și care au devenit mult mai de încredere și așa mai departe. Deci au suferit niște transformări relațiile săgetătorilor. Pot apărea acum conflicte privind vechiul și noul, adică s-ar putea să aibă o mică dilemă să renunțe la anumite lucruri, să înceapă altele, cum să le îmbine în așa fel încât totul să iasă armonios și așa mai departe. Deci acum sunt alt gen de probleme. Până acum au fost responsabilități în adevăratul sens al cuvântului, lucruri greu de gestionat, liber arbitru destul de mic, lucruri care au venit în forță către ei cu acel Saturn. Ciudat. Și totuși i-a învățat multe lucruri. Acum nu mai avem genul acesta de probleme, dar spuneam, sunt alt fel de lucruri care îi măcină. Oricum, săgetătorii tot timpul sunt măcinați de câte ceva existențial, ceva karmic, care
parcă apasă asupra conștiinței. Nu se vor plictisi anul acesta și chiar la începutul anului vor fi foarte interesați să vadă pentru ce luptă cu adevărat. Nu mai suportă lucrurile nespirituale și neinspirate, nu mai suportă compania oamenilor neinspirați, nespirituali, care vin doar cu propuneri concrete și nu își urmăresc decât propriul interes. Au devenit foarte sensibili la acest gen de abordare. Vor să se raporteze cu tot din adinsul la un sistem corect de valori, pentru că s-au săturat de această corectură saturniană și ca atare de probleme. De aceea vor ca de acum înainte totul să fie foarte clar, foarte bine prezentat, oamenii din jurul lor să fie foarte clar și așa mai departe. Această conciliere cu cei din jur, repet, trebuie să se facă de acum încolo pe criterii spirituale. Cu alte cuvinte, ei nu mai sunt interesați de o colaborare cu cei din jur strict legată de interese. Ei sunt interesați de o colaborare cu cei din jur care să facă pe criterii spirituale, morale, să înțeleagă exact cum stau, sau dacă este vorba despre parteneri de proiecte sau de afaceri. De asemenea, trebuie stabilite de la bun început contextele, pentru că săgetătorii cu siguranță nu vor face compromisuri anul acesta, nu vor accepta relații neinspirate și sub nicio formă nu vor lăsa de la ei decât dacă simt că este cu acord divin. Adică, dacă o persoană le-a greșit flagrant sau, nu știu, i-a trădat și încearcă să se realieze cu ei, nu vor face nicio concesie și niciun compromis decât dacă, nu știu, poate intervine o forță divină sau primesc un semn divin. În alt context mă îndoiesc că vor lăsa și bine fac. Repet, sunt foarte inspirați și trebuie să rămână inspirați în toate activitățile și chiar în achiziții, în investiții și așa mai departe. Nu le recomandăm polemica și conflictele anul acesta, pentru că au mult prea multe lucruri de făcut. Domeniul financiar cu care se deschide anul arată faptul că la acest început de 2018 este totuși important să știe exact cum stau în plan financiar și să fie foarte cumpătați și destul de corecți în evaluări, pentru că este acolo o forță. Adică nu putem spune că este nicio liniște deplină, dar nici nu este ceva critic. Este o situație mai mult spre bine decât spre rău, dar o situație care totuși mai are o mică tensiune. Adică mai este un ceva care îi neliniștește, dar este destul de stabilă, adică anul debutează destul de bine, forță de concentrare, știu ce lucruri ar trebui să ia în serios. Sunt foarte deranjați, în schimb, anul acesta de indiscreție, pentru că săgetătorii au puțin acum acest mercur în casa, în semnul lor, le atrage atenția asupra discreției. Vor ca cei din jur să fie foarte, foarte discreți, sunt foarte interesați de, au aceste tendințe argumentative, vor să-și argumenteze punctul de vedere, dar și ceilalți ar trebui să-și argumenteze punctul de vedere. Vor în jurul lor oameni care să se adapteze, îi deranjează foarte mult amânările sau neparolismul. Este o perioadă în care tot ceea ce este negativ, spuneam, tot ceea ce vine către ei într-o formulă care îi supără, trebuie eliminat. Vor fi foarte tranșanți. În orice caz, este un an în care s-ar putea să fim surprinși cât de tranșanți vor deveni nativii săgetători. Revenim după publicitate și cu previziuni pentru săptămâna următoare pentru nativii Capricorn. Ține prețurile mici. Acum la Profi. 25% discount la praline și pomelo la doar 2,99 lei kilogramul. Când sunt răcit, nimic nu funcționează la birou. Din fericire, iau Nurofen răceală și gripă și calmez rapid principalele simptome. Nurofen răceală